Tragedie pe Valea Oltului. Trei persoane au murit după ce o dubiță a intrat într-un tir. Accidentul s-a produs pe o ploaie torențială pe raza localității Câineni. Potrivit polițiștilor, șoferul dubiței nu a adaptat viteza într-o curbă, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit de autotren. În urma impactului, șoferul și cele două tinere aflate cu el în autovehicul au murit. Echipajele de descarcerare au intervenit pentru scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate ale mașinii. În urma accidentului, circulația rutieră pe vala a fost blocată pe ambele sensuri, iar în zonă s-au format coloane de mașini. Traficul a fost reluat după două ore. Potrivit reprezentanților Poliției Județene Vâlcea, cele două tinere care și-au pierdut viața în accident aveau 21, respectiv 23 de ani și erau cetățeni pakistanezi. Vizele lor de ședere în România expirau marți. Șoferul mașinii avea 32 de ani și era din Cluj.